dimineața unui primar din zona Darabani, în care era foarte consternat de faptul că secția exterioară a Darabani este închisă pentru 2 săptămâni. Situația secției exterioare de la Bani este în felul următor. La secția de la Bani este un singur medic, domnul doctor Munteanu, care a solicitat concediu de odihnă, având în vedere că dumneavoastră avea pe anul 2023 n-a efectuat nicio zi de concediu, a solicitat 2 săptămâni de concediu. În momentul în care medicul pleacă, asistentele medicale și cadrele medii și auxiliare își luau, cam fiecare an, își luau concediu împreună cu medicul respectiv. Tot personalul de la Darabani au foarte multe zile de concediu neefectuate, pentru că acolo activitatea este până la ora 14, după care ne vin de alți medici, nu avem 24 din 24. S-a căutat detașarea unui medic în această perioadă acolo, fiind în număr deficitar de medici la în cadrul Spitalului Județean, medici interniști, pentru că trebuie să fie și medic internist, având în vedere că avem și paturi la secția Darabani. Medicii interniști sunt foarte puțini, n-am reușit să detașăm pe nimeni 2 săptămâni, fără să facem un deficit de personal și la nivelul secției medicală 1, medicală 2, din blocul principal. Având în vedere că este și centru de permanență în zonă, s-a considerat că centru de permanență, fiind cu medici de familie, pot în perioada în care secția sau în perioada în care zilele în care secția este închisă, pot susține activitatea de urgență, ulterior să fie transportat bolnavul către Botoșani dacă depășește competența. Am solicitat domnului doctor Munteanu să-și reducă, asta a fost singura soluție, să îl rechemăm din concediu pentru a reîncepe activitatea pe secția de Arabani. Da, în ce perioadă a fost închisă? El a solicitat de pe 18 a 9 până pe 29 a 9 concediu, pentru că nu a avut deloc concediu de odihnă. Și până la urmă, fiecare angajat are dreptul și la zilele de concediu conform fișe postului. Păi, dacă se poate cu centrul de permanență, de ce nu și m-am văzut pe... Adică am fost informată că în mediul online a fost distribuit o informație din partea unui primar din zonă, e un lucru inadmisibil, dar zona nu este descoperită complet. Este centru de permanență din zona care își desfășoară activitatea mai mulți medici. Dar își mai justifică existența? Noi ne dorim să creștem capacitatea de personal la nivelul secției exterioare de la Bani. Am solicitat și avem sprijinul autorităților locale pentru a atrage personal. În momentul în care se vor debloca posturile, clar că vom solicita scoaterea la concurs a acestor locuri, pentru că este o zonă care este, persoanele din zona Darabani au nevoie de, știți că acolo au fost spital, dar au nevoie de cadre medicale și de specialități. Acum avem pe domnul doctor Munteanu și avem un rezident de pediatrie care își dă specialitatea în octombrie, și va continua activitatea de medic pediatru la secția de Arapan. Și domnul doctor Munteanu, ce specialitate? Interne. O să vin cât medici sunt? Este doamna doctor Olariu, care este medic coordonator. Sunt medicii pensionari care țin linia de gardă în secția exterioară Săveni. Deci doamna doctor Olariu iese și ia concediu, sunt iriși Săveni. Se închide că sunt medicii care fac linia de gardă. Acolo avem linie de gardă și avem medicii care fac linia de gardă. Deci, atunci înseamnă că rămâne închis ziua și se deschide noaptea în gardă. Nu, dar activitatea medicilor de gardă este și în timpul zilei la camera de primiri urgențe. Deci, la Darabani e un singur medic, nu? Da, medic și medicul pediatru. Dacă e acum închis, înseamnă că nici medicul pediatru. El are concediu pentru că este de specialitate. Medicul pediatru își dă specialitatea în octombrie. Câți medici trebuie să fie acum?
Dar puteam, normal că putem aduce, să, fiind o secție de exterioară medicală 4, ar trebui să aducem mai mulți medici și încercăm să atragem. Și am spus cu ajutorul autorităților locale și avem sprijinul domnului primar pentru a atrage personal medical, sperăm să putem să demonstrăm tinerilor medici că zona este atractivă. Pentru că fiecare medic tânăr dorește să știe ce dotări, ce îi se poate, ce îl poate ajuta în activitatea medicală pe care o va presta. Nu înseamnă dacă se îmbolnăvește și medicul acolo ce faceți. Oricum tot se îmbolnăvește. Dar asta este o problemă de mai mult timp. Nu este o problemă de o săptămână, de o lună, de un an. Din momentul în care s-a închis spitalul Darapani, situația la Darapani a fost ținută de medicul, de domnul doctor Munteanu, care în perioada pandemiei ne-a ajutat, a venit și a făcut gărzi pe secția COVID de pe medicală și a sprijinit spitalul județean. Situația cu un singur medic este de, nu este de acum. Faptul că au fost posturile scoase la concurs în anterior și nu s-a prezentat nimeni, iar nu a ținut nici de management, nici de altceva. Încercăm să atragem personal prin, împreună cu sprijinul autorităților locale. Dacă nu s-au prezentat până acum, ce vă faci? De acum o să prezint. Pentru că o să fim cu o altă ofertă. Poate o să fim mai atractiv din punct de vedere al vătorilor la nivelul secției exterioare și din faptul că autoritățile locale să ne sprijine prin oferirea cazării, prin oferirea transportului și așa mai departe. Sunt